Pasajul Piper a fost deschis astăzi circulației. Anunțul a fost făcut chiar de către primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, care a mai precizat că iarna grea a fost cea care le-a pus bețe în roate constructorilor. Pasajul ar fi un mare ajutor pentru șoferii care circulă în zona de nord a capitalei. Dar mai multe despre declarațiile lui Sorin Oprescu ne spune Alina Sorocean. Alina, ce alte declarații a mai făcut primarul general? Bun găsit, pasajul Piper a fost dat în folosință de aproximativ 20 de minute, asta deși primarul capitalei Sorin Oprescu susținea că va mai dura aproximativ o oră până când șoferii vor circula pe aici. Iată că și în acest moment trec bucureșeni cu mașinile pe sub pod, dar și pe podul care a fost construit peste Cala Floreasca și peste bulevardul Barbu Văcărescu. Podul a fost până acum probat, s-au făcut testele de rezistență care au ieșit în regulă, spuneam primarul capitalei, au fost montate și semnele de circulație, a fost trasat și marcajul rutier. Întreaga lucrare a costat 140 de milioane de lei, susțin reprezentanții primăriei capitalei. Pasajul Piper are o lungime totală de 1,5 km, iar lucrările au început la finalul anului 2010. Ele trebuiau să fie gata anul trecut, însă termenul a fost depășit din cauza lucrărilor de la rețelele de apă, gaze, canalizare și energie electrică. Așadar, în scurt timp vom vedea tot mai mulți șoferi, însă vom vedea cum se va circula pe aici începând cu data de 2 mai, atunci când bucureștenii se vor întoarce din mini-vacanța de 1 mai. Cuvântul onoare că ești gata cu tot, da? Din punct de vedere al circulației 100%, da? Intră în funcționare, 100%, da? Utilități 100%. Bun, deci o oră, două, cât mai durează să vă luați jucăriile de aici și gata. Asta se circulă pe